Eu aș vrea să văd o situație a acestor contracte, este o temă pe care nu putem să o închidem în momentul de față. Aveți vreun contract, dumneavoastră personal, aveți un contract cu statul? Absolut niciodată n-am avut. Asta înseamnă că nu faceți parte din categoria, iertați-mă, băieților deștepți, care sunt și la dumneavoastră în partid, și la domnul Grațiela, și la domnul Dumnezeu. Dacă acești oameni